Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Silvia, iar astăzi am revenit cu MTZ-ul pe luna mai. Este finalul lunii și am zis să filmez. Nu sunt atât de multe produse decât în lunile precedente, cel puțin așa mi se pare mie. Însă, după cum am obișnuit, filmez la fiecare final de lună, fie că sunt multe produse, fie că nu sunt. Așa că eu zic să începem, nu are rost să vorbim degeaba. Am folosit, de fapt nu eu, mama folosește pentru fratele meu mai mic acest șampon de la Johnson's Baby la 500 de mililitri. Am vrut să-l includ în produse terminate și l-am folosit și eu de câteva ori ca să vă pot da o părere. Nu mi se pare că face spumă și că curăță cine știe ce și mi-a uscat părul destul de tare, așa că nu n-am să-l folosesc, adică n-am să-l cumpăr niciodată să-l folosesc pentru mine. Nu pot să înțeleg cum fratele meu are părul atât de catifelat și moale după ce folosiți acest șampon. Eu aveam un păr ca de sârmă, dar e ok. S-a mai terminat și această pastă de dinți de la Dentalux. V-am mai vorbit despre ele la 125 de ml. Acestea le folosesc ai mei, însă le mai folosesc și eu din când în când să mai alternez pasta mea de dinți. Dimineața o folosesc pe a mea, iar seara pe aceasta. Sau invers, de ce nu? Și eu am terminat-o pe aceasta de la Aquafresh, după cum v-am obișnuit. În varianta herbal mi-a plăcut, nu mi se pare cine știe ce mentolată, tot la 125 de ml. Am recumpărat, ați văzut un mini haul și o să continui să le recumpăr pe acestea. Am mai folosit această cremă de mâini de la Oriflame la 75 de ml cu cătină. Îmi place destul de mult această cremă, îmi place mirosul în special. Este a doua oară când o termin, dar nu cred că am să o mai recumpăr. Și ceea ce mă enervează destul de tare la toate cremele de mâini de la Oriflame pe care le-am încercat este faptul că efectiv alunecă de pe mână și am dat de foarte multe ori cremă de mâini pe jos pentru simplul fapt că aluneca de pe mână până puneam capacul sau ceva de genul și nu cred că am să le mai recumpăr din simplul fapt că alunecă de pe mână. Am mai terminat și acest deodorant spray, nu știu cum să-i zic, de la BU, Absolut Me. Mi-a plăcut extrem de mult mirosul acestui deodorant spray, body spray, nu știu cum să-l numesc. Persista destul de mult mirosul pe mine, undeva la 4 ore, ceea ce m-a uimit când am realizat că după 4 ore încă îi simțeam mirosul. Am rămas super impresionată și cu siguranță o să-l recumpăr. Mi-a plăcut mirosul maxim și, repet, cu siguranță îl voi recumpăra. Vreau să încerc toate aromele de la BU pe care le găsesc. Am mai folosit un șervețel din ăsta pentru îndepărtarea cerii de la Ladies cu ulei de migdale. Am observat că acesta este ceva mai abraziv decât cele de la Farmec, însă îndepărtează ceara de pe față sau corp la fel de bine. Am mai folosit aceste șervețele umede de la Pure cu ulei de măsline. V-am mai vorbit despre ele și v-am zis că sunt destul de subțiri, însă eu apelez destul de des la ele pentru că le găsesc mai peste tot și o să le mai vedeți în continuare la mine, chit că nu îmi plac atât de mult, dar sunt bune și își fac treaba. Am mai folosit și acest deodorant de la Dove, Go Fresh, cu grapefruit și verbenă sau verbină, nu, lemongrass, mă scuzați. La 150 de ml mi-a plăcut maxim mirosul, proteja super bine și cu siguranță, da, cu siguranță îl voi recumpăra. Nu se putea să nu dărâm nimic. Am mai folosit aceste absorbante de la Siempre Normal cu 45 de bucăți. Le-ați văzut în mini haul. Nu prea mi-au plăcut, sinceră să fiu. Le prefer pe celelalte pe care le-ați mai văzut în alte clipuri, pentru că acestea nu au lipici pe toată suprafața absorbantului, doar în câteva puncte și automat nu țin atât de bine, ca să zic așa. Însă m-au protejat, au fost bune, dar n-am să le mai recumpăr. Mai am o cutie pentru că mi le-a luat mama de la Lidl, dar n-am să le mai recumpăr după aceea. Tot pe celelalte le prefer și am terminat o cutie și din acestea. Pe acestea o să le recumpăr. Varianta long cu 30 de bucăți, acestea îmi plac mai mult și o să le mai vedeți la mine. Am mai terminat încă un pachet de șervețele umede de la Wikil, 72 de bucăți, pe acestea nu le folosesc destul de, la fel de des ca pe cele de la Pure, să zicem, însă le mai folosesc și când le termin vi le arăt. Nu sunt favoritele mele la miros și ele în sine, ca șervețele, nu pot să zic că mă încântă, pentru că de la jumătatea pachetului până la final fac spumă destul de mult și chestia asta mă enervează, dar sunt bune.
Am mai folosit și această mască de la Victoria Beauty cu iaurt și blueberries. V-am mai vorbit și despre aceasta. Este foarte bună masca asta. Hidratează foarte bine tenul, miroase super bine, are 7 ml în pliculeț și cu siguranță o voi recumpăra. O găsiți la 8 lei în catalog sau pe site. Am mai folosit această cremă de mâini cu lapte și miere. De fapt, fratele meu a folosit-o la 50 de ml. A primit-o cadou la niște cumpărături în farmacia Dona. Am folosit-o și eu de câteva ori și, după cum bine știți, sau dacă nu știți, aflați acum, mie nu prea îmi place mierea și nici nu o consum. Nu-mi place în produse cosmetice. Însă, crema asta chiar mi-a plăcut la miros și o să încep ușor-ușor să folosesc produse ce conțin lapte și miere, pentru că poate o să rămân surprinsă la fel ca această cremă de mâini și o să-mi placă mirosul, de ce nu? Și o să încep cu cele de la Oriflame, însă, pe rând. V-am mai vorbit despre acest spray de fixare în emtizul trecut, știu sigur, însă l-am mutat din nou în recipientul lui original, să zic așa. Spray-ul de fixare de la MAC, Magix. De data asta o să-l arunc, pentru simplul fapt că strânge fața extrem de tare și îmi face ca pudra să se strângă în grămăjoare pe ten, ceea ce nu e ok, iar atunci când dau cu mâna am impresia că mi-am băgat fața într-un bol cu făină albă, deci nu, chiar nu e de mine și nu știu dacă o să-l durească vreo prietenă de-a mea, dacă nu o să-l arunc. Am mai terminat și acest ulei de păr de la Avon Advanced Techniques cu argan și cocos la 100 de ml. Mi-a plăcut destul de mult acest ulei de păr, cu siguranță o să-l recumpăr. Mirosea bine, mirosul se păstra în păr, însă vă ține o eternitate acest ulei de păr. Mie mi-a ținut 4 luni pe puțin, nu e nevoie de cantitate mare ca să hidrateze vârfurile și cu siguranță o să-l recumpăr, vi-l recomand și vouă. Campania trecută a fost la ofertă la 15 lei și ar fi trebuit să-l comand, acum este la 20, dar oricum își merită prețul de 20 de lei, având în vedere cât vă ține și este destul de bun pentru 20 de lei, zic eu. Am mai folosit și acest gel de duș din gama Wake Up, din gama Feel Good, pardon, Wake Up de la Oriflame cu yuzu și mentă. Are ceva în compoziția lui ce face ca acest gel de duș să fie super puternic. Adică mirosul să fie super puternic și când îl miroși în flacon e un miros așa fresh, de citrice, nu știu exact cum să explic, însă când îl aplicați pe piele în duș, efectiv eu nu mai puteam să respir la ce miros puternic avea și mirosul a persistat pe piele, deci m-a uimit când am realizat că mirosul acestui gel de duș l-am pe piele, deci nu mă așteptam. A avut 200 de ml și le-am avut pe toate din gama asta, mai am încă unul parcă. Și am terminat cu ele. A fost ok, dar v-am zis, mirosul nu prea m-a încântat, având în vedere că a fost destul de puternic. L-am folosit de vreo 3 ore, apoi l-am pus în recipientul pentru să pun lichid și așa l-am folosit. Am mai terminat și acest gel de curățare exfoliant de la Nutra Effects. V-am mai vorbit despre acest produs, știți că mie îmi place extrem de mult. Are 150 de ml. Dacă sunteți interesate să-l încercați, puteți să comandați de la Avon mostre, pentru că dintr-o singură mostră puteți să vă dați seama destul de bine cam cum este produsul, dacă vă place sau nu. V-am mai vorbit despre el, mie îmi place super mult, este al nu știu câtelea flacon pe care îl termin, însă dacă vreți să-l încercați, evitați contactul cu ochii, pentru că ustură extrem de tare dacă vă intră produsul în ochi. Îl mai am o singură dată pe stoc și cu siguranță îl voi recumpăra. Am mai terminat încă un gel de duș, acesta de la Senses, din Vine Time, cu vanilie și încă ceva. A avut 500 de ml, l-am folosit undeva cam până aici, până m-am plictisit de miros, apoi din nou l-am pus în recipientul pentru să pun lichid și momentan mai am din el. Nu m-a dat mirosul pe spate și nu cred că am să-l recumpăr. Am mai folosit niște dischete din acestea de machiante de la Sien, cu 140 de bucăți. Sunt favoritele mele, tot pe acestea le folosesc acum, o să le mai vedeți la mine, vi le recomand, sunt cele mai bune dintre toate pe care le-am încercat până acum, părerea mea. Am mai folosit și un șampon de la Pantene, Aqualight, 250 de ml, mi-a plăcut tot la acest șampon, mi-a plăcut mirosul, mi-a plăcut cum curăța părul, nu mi-a creat iritații, mătreață, făcea multă, multă spumă, mirosul se păstra în păr și cu siguranță îl voi recumpăra, dar după ce o să termin ce mai am. Am mai folosit acest spray de corp de la Avon Naturals,
Face and Body Mist, de fapt, cu apă de cocos și fructul stea. Mi-a plăcut extrem de mult cum miroase, știți că eu le am cu cocosul în produsele cosmetice. L-am folosit și pe față și pe corp de câteva ori. Știu că multă lume e împotriva chestiei ăsteia, dacă pot să-i zic așa, pentru că are alcool în compoziție și da, are undeva pe la finalul listei aici alcool de nat, însă având în vedere că are alcool pe la finalul listei, nu văd cum ar agrava chestia asta, tenul și corpul, având în vedere, de fapt, dacă ar fi alcoolul de nat printre primele ingrediente. Nu se simte mirosul de alcool, nu mi-a cauzat nicio iritație, nicio problemă, niciun coș, absolut nimic, așa că nu văd de ce nu l-ați folosi sau de ce nu l-aș folosi eu personal pe corp și pe față. În momentele alea când efectiv nu mai puteți de cald, eu zic că este perfect, v-am zis. Are alcool de nat pe la finalul listei, nu mi-a cauzat nicio problemă, așa că nu văd de ce nu l-aș folosi în continuare pe ten și pe corp. Eu chiar vi le recomand și pe corp, vă asigur că n-o să se întâmple nimic, mă scuzați. Așa, îl mai am și pe acesta de la Camille, Ladies cu liliac, mi-a plăcut extrem de mult mirosul, persista mai bine în cameră decât cel cu cocos. Și acesta are alcool de nat, însă este al doilea ingredient. Pe acesta nu l-am aplicat absolut deloc pe față, doar pe corp de câteva ori și vă zic din nou că nu am pățit absolut nimic. A avut 150 de ml și dacă o să-l mai găsesc prin catalog, o să-l recumpăr pentru că mi-a plăcut mirosul. Am mai terminat aceste șervețele umede de la Detox, Fresh Detox, habar n-am de unde e firma asta sau ce-i cu ea, 80 de bucăți. Au fost bune pe perioada carantinei, au fost antibacteriale, antibacteriene, nu știu exact cum să zic. Au fost bune, v-am zis, dar aveau un miros îngrozitor și le-am terminat destul de greu. Foloseam câte 4-5 ca să se termine odată pentru că mirosea îngrozitor și n-am să le mai recumpăr. Și ultimul pachet de șervețele pe care l-am terminat este ăsta de la Springline, pe care le-a luat mama din Kaufland, parcă, cu ulei din sâmburi de struguri, 60 de bucăți, nu mirosea struguri niciun caz. Nu prea mi-a plăcut șervețelele astea pentru că nu erau atât de îmbibate în produs ca cele de la Pure, de exemplu, sau cele de la Wikis. Cele de la Wikis, după cum v-am zis, sunt prea mult îmbibate în produs din punctul meu de vedere, dar astea erau destul de uscate. Cum a fost primul, așa a fost și ultimul, așa că n-am să le mai recumpăr, dar le-am avut și le-am folosit, aia e. Am mai folosit o mască de pe site-ul celor de la make-up cu lămâie și lime cake. Mirosea ușor sintetic, dar mirosea bine. Este din aceea care în contact cu aerul, face bule, a avut 6 grame, sunt ok pentru senzația pe care o dă aceste măști. Nu pot să zic că hidratează, cine știe ce, dar sunt ok și mi se pare că mai am una singură de genul. Am mai folosit-o și pe asta de la Victoria Beauty, Galaxy Detox, cu cărbune activ. Este o mască peel-off care conține foarte mulți clipici. Am făcut un filmuleț și am zis că o să-l postez pe Instagram ca să vedeți cam cât de mulți clipici conținea masca asta, însă momentan nu l-am pus. Sper să apară cât de curând, așa că urmăriți-mă acolo dacă sunteți curioase să vedeți mai multe postări. Având în vedere cât de mult clipici conținea masca asta, nu a fost nici dureroasă absolut deloc, comparativ cu celelalte de la Ladies, care sunt destul de dureroase și asta mi-a plăcut. Cu siguranță o voi recumpăra pe aceasta cel puțin și eu vă recomand, de ce nu? Dacă nu vă plac măștile care sunt dureroase, aceasta nu este dureroasă și cu siguranță o să vă placă, cel puțin așa cred eu. Am mai folosit o mască din asta tot de la Ladies, ignorați modul în care am rupt-o, pentru că da, de ce nu? Am tras cu ea cu toată puterea și tot n-am reușit să o rup ca lumea, dar e ok. Așa, v-am zis, ignorați modul în care am rupt-o. După cum ziceam, o mască tip șervețel tot de la Ladies cu trandafir din Bulgaria și acid hialuronic, 25 de ml. V-am mai vorbit despre masca asta, știți cât de mult îmi place, însă aceasta parcă mă ustura ușor tenul după ce am aplicat-o, în jurul ochilor mai ales, însă nu a fost ceva super deranjant, adică era suportabil, dar la fel, mi-a hidratat tenul foarte bine, miroase super bine și eu vă recomand, mai am câteva bucăți din ea.
Am mai folosit o mască din asta de la Ladies, dureroasă de data asta, cu cenușă vulcanică, 10 ml, a fost ok, dar n-am să le mai recumpăr, a fost ultima pe care am avut-o. Și ultimul produs pe care l-am terminat sunt aceste, ups, le țineam invers, discuri anticearcă nehrănitoare cu pepene roșu de la Ladies din gama Pure Derm. Eu le-am folosit pe față pentru că nu aveam răbdare efectiv să treacă acele 10 minute și să stau cu ele pe ochi, pentru că eu în general, când îmi aplic o mască, fie că e tip șervețel, fie că trebuie să o îndepărtez după aceea, eu stau pe telefon sau văd un serial pe laptop, depinde, și vă dați seama că având în vedere că trebuia să stau cu acele patch-uri pe ochi 10 minute, ce puteam eu să fac 10 minute? Pentru că nu trec atât de rapid, nefăcând nimic. Și vă dați seama că nu suportam senzația, nu le-am folosit absolut deloc pe ochi, niciodată. O altă idee care puteți să o faceți cu aceste discuri, dacă vreți să le încercați, eu mai tăiam o dischetă din asta, sunt rotunde, iar eu mai tăiam în două și le aplicam efectiv sub ochi, pentru că aveau același efect, hidratau destul de bine, miroseau drăguți, erau destul de bine imbibate în produs, dar n-am să le mai recumpăr și nu consider că își merită prețul de 8 lei sau ceva de genul, însă voi dacă sunteți curioși, sunteți liberi să o comandați, de ce nu? Și cam acestea sunt toate produsele mele terminate în luna mai, v-am zis că nu sunt atât de multe ca în lunile precedente, însă sper că v-a plăcut clipul totuși. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți voi despre produsele pe care le-ați folosit, dintre cele pe care vi le-am prezentat, și nu uitați că până data viitoare vă aștept pe Instagram, o să aveți linkul în descriere. O zi frumoasă, v-am pupat!